Într-o recentă conferință de presă, primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, l-a ironizat pe premierul Victor Ponta. Sarcasmul primarului vine ca replică la declarația primului ministru, conform căruia în județul nostru s-ar fi înregistrat grave abateri privind gestionarea fondurilor europene. Deloc diplomat, primarul Hava îl invită pe Victor Ponta să se documenteze serios înainte de a face o declarație. Ne bucurăm că a scăpat de amenințarea primului ministru și de gravele abateri care au fost constatate la județul Alba, pe noi ne-au ocolit. Știți prea bine care au fost acele grave abateri. Eu îi sfătuiesc pe cei care habar n-au de asemenea lucruri să pună mâna pe carte, să citească, să lase lopățica, gălețica și să treacă la lucruri serioase. Deci, dacă de la asemenea nivel poți să spui că au fost grave abateri pentru o chestiune, nu știu dacă au fost de 5%, lucruri inerente, greșeli neintenționate, cum le numesc cei care controlează, un lucru care este făcut cu deosebită patimă, aceste controle care sunt făcute, și ca și cum știați și dumneavoastră din alte zone, domnule, dacă am intrat în curte, nu pot să ies de acolo fără să-ți dau, hai să-i spunem în ghilimele, o amendă, pentru că așa vreau eu. Deci cam așa sunt aceste controle, cam așa a fost și controlul la Consiliul Județean, n-a prejudiciat nimic cu nimic, a fost vorba de o sumă de 35.000 de euro, dar ca să vii să spui și să îi sperii pe toată lumea, vă spun ce-mi ții și pe mine, eram pe drum când conduceam, când am primit mesajul, să sperii pe toată lumea cu așa ceva grave abateri și că vom da toți banii înapoi, sunt lucruri care nu fac cinste nimănui din România, dar în special unui om care conduce guvernul României. În context, Mircea Hava explică ce înseamnă frauda. Frauda înseamnă când ai furat, când ai ciordit, când ai băgat mâna în buzunar, când în banul public ți l-ai dus în altă parte. Nu există așa ceva nicăieri. Sunt chestiuni de genul ăsta, cam cum au fost la Consiliul Județean, în care cineva interpretează, ca așa vrea el, un anumit text de lege. În opinia primarului, controlele sunt pătimașe, subiective și au menirea de a băga bețe în roate atragerii de fonduri europene.